Între anii 1970 și 1990, membrii ansamblului folcloric Siriul erau recunoscuți în țară și în străinătate prin maestria dansului. Au reprezentat România la multe concursuri internaționale și de fiecare dată au fost aplaudați la scenă deschisă. După desființare însă, componenții trupei și-au îndreptat pașii peste tot în țară. După aproape 30 de ani, sâmbătă s-au reunit la un restaurant din Buzău, iar emoțiile au fost foarte mari. Cu toții și-au amintit atât momentele frumoase petrecute împreună, dar și greutățile. O întâlnire chiar de suflet, pentru că noi ne-am întâlnit în ziua de Paște, în 26 aprilie, prima dată, prima dată, în 26 aprilie 1976. Și mult tineret. Eram atunci toți tineri, acum nu mai suntem chiar tineri așa. Și acum ne-am hotărât să ne mai întâlnim, că nu se știe. Cum v-ați regăsit? Cum vi se pare că sunt colegii? Excelent. Simplu, că eu mai am legătura, fiind fostul lor instructor, mai am legătura cu unii dintre ei și ne-am încercat să ne găsim. Ce a reprezentat ansamblul pentru dumneavoastră, mă refer la membrii ansamblului, dar și pentru Buzău și pentru România? Pentru România am participat la 5-6 festivaluri în străinătate. Deci am fost în Franța, la La Garde, unde am participat 29 de țări și noi am fost, o să vă arătăm altă dată când vom putea, ce s-a scris despre noi. Acești români, care am făcut acolo un pic de, așa, am mai rupt niște scene în Franța, am fost în Belgia la festivaluri, am fost în Iugoslavia de două ori la festivaluri, am fost în Ceoslovacia de vreo două, trei ori. Și toate lucrurile acestea se întâmplau în perioada comunismului. Da, da. Când era aproape imposibil să ieși din țară. Garantat că era foarte greu să ieși, dar noi am fost cu minți din toate punctele de vedere și am ieșit. În toți anii aceștia, însă, dragostea pentru dansurile românești nu a dispărut. După scurte momente în care au depănat amintiri, au transformat restaurantul într-o adevărată sală de spectacol. Ansamblul folcloric Siriul a avut peste 30 de membri și a funcționat în perioada 1976-1991.